Bună seara, stimați prieteni! Bine ați venit în studioul Producens Media la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Sunt Cătălin Vasile și împreună cu echipa tehnică ne stăduim ca și în seara aceasta să vă ținem conectați în fața telefonelor sau televizoarelor. Este o nouă emisiune foarte interesantă și utilă, spunem noi, despre educația în vremuri de criză. Avem onoarea să-l avem invitat în seara aceasta pe domnul Ciprian Gheorghe Luca, domnul director al Liceului Teologic Pentecostal Emanuel din București. Domnule director, bine ați venit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vă felicit pentru frumosul studio și pentru foarte utila emisiune pe care o faceți. Am o satisfacție aparte, recunosc, fiindcă Producens aparține cumva ca o lucrare extinsă și școlii noastre, având în vedere că o bună parte din echipa Producens, cel puțin la un moment dat, era formată din elevi și absolvenți ai Liceului Teologic Pentecostal Emanuel. Aș putea spune eu mult mai direct, stimați prieteni, am hotărât să ne tutuim în seara aceasta. Oricum noi suntem la pentru. Suntem bun prieteni, așa că o să trecem peste politețuri în seara aceasta. Ciprian, vreau să spun, ești destul de modest, pentru că de multe ori am spus-o și am spus asta în mod public, fără nicio ezitare, că pentru Producens Media, Ciprian Gheorghe Luca a fost directorul de resurse umane. De ce? Pentru că mulți din colegii mei, cei care astăzi suntem în studio, cei care au trecut pe la Producens Media, s-au format în rândul de Producens Media, au fost elevi ai Liceului Teologic Pentecostal Emanuel din București. Mă bucur mult pentru faptul acesta și ești drăguț când spui director de resurse umane, poate e prea mult spus, dar sunt bucuros că am putut juca un mic și modest rol în toată treaba asta. De prima dată când am auzit Producens și am știut că e vorba de învățătură și de învățământ și că e pro, e pentru, în favoarea predării a învățământului, am considerat că este un proiect care merită toată susținerea și toată implicarea. Proiect care a progresat foarte mult. Tu, poate fiind direct implicat, e mai greu să observi, dar ca unul care se uită și din afară, îți pot spune că ai progresat și ați progresat ca, știu eu, ca întreprindere, să spunem așa, media foarte mult. Sunt convins că mulți au auzit numele Producens și foarte mulți au beneficiat de celebrele transmisii de la familia Bornariu și de la toate evenimentele importante care au fost în spațiul evanghelic din România și nu numai. Așa că Dumnezeu să binecuvânteze mai departe lucrarea și pe tine și să binecuvânteze și echipa Producens. Vă mulțumesc mult pentru urare și cu siguranță vreau să îți readuc aminte în seara aceasta că ești parte a echipei noastre, ești invitat. Mulțumesc. Astăzi, dar este prima dată când ești invitat în studio și invitat aceasta va fi o invitație permanentă. Așa că, mulțumesc frumos. Stimați prieteni, o să ne mai vedem cu Ciprian și cu alte ocazii. În seara aceasta vorbim exact despre educație. Producens a fost foarte dificil și pentru mine la vremea respectivă să caut un nume, să spunem, relevant, care să se potrivească cu chemarea pe care am primit-o și cu dorința mea de a duce învățătura mai departe. Și atunci, din multe și alte idei, am ales acest nume și exact despre învățătură și despre educație vom discuta în seara aceasta, într-un context mai special, aș spune noi, și cu toți știm, toată țara, toată România, tot globul este într-o criză pandemică, să spunem, generată de acest virus COVID-19, virus care ne dă o grămadă de probleme, ne schimbă agendele, ne face tot felul de necazuri, ne îngrijorează, ne apropie mai mult de Dumnezeu sau pe unii mai ne depărtează de Dumnezeu. Dar în seara aceasta discutăm despre ce înseamnă educația în general și apoi ce se întâmplă în perioada aceasta? De ce? Pentru că și tu și eu suntem părinți,
avem copii la școală și mai mult tu conduci o instituție de educație și ești implicat direct în formarea unor tineri care mai târziu practic vor fi oameni de bază a acestei națiuni. În primul rând vreau să spui câteva cuvinte despre liceu. Ce face liceul? Cine se ocupă de acest liceu? Câți elevi sunt? Spune câteva lucruri introductive. Da, mulțumesc. Liceul Teologic Pentecostal Emanuel a fost înființat în anul 2001 prin decret unic. Suntem și din punctul ăsta de vedere puțin mai speciali. Urmând ca apoi prin legea din 2005 să fie acreditat împreună cu celelalte instituții prin efectul acestei legi și are ca profil sau da, profil teologic, da, ca specializare are teologia pentecostală pe filieră vocațională. Deci este un liceu vocațional. Deocamdată nu avem alte specializări sau alte profiluri, doar acesta. Avem o echipă destul de restrânsă de cadre didactice, dar foarte inimoase și foarte dedicate și foarte implicate. În prezent suntem 16 în Consiliul Profesoral și avem circa 135 de elevi de la clasa a 9-a până la clasa a 12-a. Suntem un liceu care își propune să încurajeze excelența în educație, dar și pasiunea în vocația creștină, în tot ceea ce înseamnă educația creștină și transmiterea veștii bune a Evangheliei întregului public, pentru că noi socotim că Evanghelia este un adevăr public, este breaking news, este o veste foarte importantă pentru toți oamenii. Pastorul Ioan Bochean, care este și pastorul coordonator al bisericii unde slujesc și eu ca pastor, este fondatorul acestui liceu. Dumnezeu i-a dat fratelui pastor Bochean viziunea aceasta de a înființa o școală creștină și dânsul a fost cumva, să spunem așa, motivat de o vorbă a unui pastor de atunci, pastorul Bulgăr, care a spus: de ce nu faceți o școală creștină imediat după Revoluție? Și Comitetul Bisericii, Biserica, Centrul Creștin Emanuel, după ce au discutat, au aprobat și așa a apărut liceul. Pentru cei care se întreabă, dar totuși ce se învață la un asemenea liceu, pot spune că practic suntem un liceu umanist sau pe științe umane, care se apleacă în plus asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Disciplinele teologice au alocate 6 ore pe săptămână în programa fiecărei clase și când elevii noștri absolvesc liceul, ei sunt niște oameni care au studiat Cuvântul lui Dumnezeu. Nu dăm o diplomă de teologie, sau pentru că sunt unii care întreabă, dar ce iese de acolo? Iese cumva pastor, teolog? Nu. Este ca un liceu teoretic pe filieră umanistă, doar că elevii, mă rog, absolvenții noștri au și beneficiul acesta de a fi studiat Cuvântul lui Dumnezeu, care credem noi că este esențial. Într-un mod organizat, absolut. Exact. Și apropo de educație, trebuie să facem o mică dezvăluire. Nu știu dacă va fi chiar așa de condimentată, dar e o mică dezvăluire. Și noi căutam pentru un proiect în care am fost până la urmă implicați împreună cu ProDocens, căutam un nume pentru niște prelegeri pe care le-am inaugurat acum vreo 3 ani și pe care până la urmă le-am numit Didasco, pentru că ProDocens era deja luat, au sfârșit docere, docens era deja luat. Așa că le-am spus noi tot, dar în grecește, da? Didasco. Și vreau să spun că la momentul în care am inițiat acele prelegeri, am lansat și o expresie sau o vorbă pe care noi o folosim destul de des la Emanuel, și anume, noi nu educăm, noi nu școlarizăm, noi educăm. Noi nu școlarizăm, noi educăm.
Pentru că în opinia mea, în opinia colegilor mei, pe care îi salut, probabil că ne urmăresc, acum le-am spus că voi fi aici, salutăm pe toți cei care ne urmăresc, a școlariza e una, a educa e alta. Școlarizarea înseamnă, cum ne-am obișnuit în dulcele stil dâmbovițean, ca să nu spun carpato-danubian, să mergi la o școală, să frecventezi niște ore, să ai o patalama la mână și să poți să-ți vezi după aceea de viață. Noi nu credem că aceasta este vocația noastră, ci dimpotrivă considerăm că Dumnezeu ne-a chemat să educăm. Și din punct de vedere creștin, educație înseamnă întâi de toate formarea spiritului. Este un concept la care ținem, care e prins în viziunea noastră, chiar în cea scrisă de plan de dezvoltare instituțională, pentru că a educa înseamnă a forma spiritul, a forma spiritul unui copil. Și lucrul acesta este de o mare valoare, înseamnă enorm de mult. Da, presupune și studiul disciplinelor din programa școlară, dar presupune mult mai mult de atât. Așa că la noi în școală și cei care vin, adică eu sigur sunt subiectiv, dar îmi spun mulți care ne trec pragul, se simte atmosfera aceasta de apropiere, de oarecare intimitate familială între profesori și elevi. Noi ne aplecăm și asupra problemelor lor, să spunem, spirituale, sufletești, există o deschidere totală și căutăm să cultivăm virtutea aceea cristocentrică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Practic să le îmbibați un caracter creștin, unde trebuie să prețuiască viața, dragostea, exact, de aproapele, practic tot ce înseamnă valorile iudeo-creștine. Și tot ceea ce înseamnă, să spunem așa, consecințele trăirii după Duhul sau în Duhul, despre care Sfântul Apostol Pavel spune, împotriva acestor lucruri nu există lege. Adică virtuțile creștine nu sunt nemai auzite nici măcar în contextul, să spunem, etic-filozofic. Și necreștinii au un soi de virtuți pe care le cultivă și multe dintre ele se aseamănă. Dar motivul pentru care o fac sau pentru care o facem e diferit. Ceea ce ne motivează pe noi este asemănarea cu Hristos. Și aici aș vrea să aduc, cu permisiunea ta în discuție, un citat din Ioan Miclea, care spunea, parafrazez în linii mari, nu mi-aduc aminte chiar motamo, spunea el, educația laică urmărește să îl facă pe copil după asemănarea oamenilor. Educația creștină urmărește să îl modeleze pe copil după asemănarea lui Dumnezeu. Și această, hai să spunem, recuperare a asemănării cu Dumnezeu, dincolo de chipul pe care ni-l păstrăm fiecare, este de fapt scopul educației creștine și scopul educației pe care noi căutăm să o oferim. Mulțumesc pentru această introducere. A trebuit să facem lucrul acesta pentru că știu că sunt oameni, chiar dintre telespectatorii noștri, care nu aveau asemenea informații, nu știu exact dacă în București sau dacă și în București există un liceu cu profil teologic creștin pentecostal și cu ce se ocupă, care e diferența între o educație, mai mult între școlarizare și educație. Bun, ne întoarcem la tema emisiunii și vorbim despre educație în vremuri de criză. Crezi că ceea ce se întâmplă în zilele acestea, în săptămânile care au trecut, ai văzut tot ce s-a discutat, tot ce s-a difuzat deja în presă, poate avem și cunoștințe care au trecut printre această experiență a îmbolnăvirii sau suntem cu toții conectați la știri și vedem ce se întâmplă. Mai mult, ai fost direct afectat în sensul că la un moment dat ai primit o informare oficială în care ți s-a spus că era data de va trebui să închizi școala și să trimiți elevii acasă. Te rog să-mi spui puțin
Cum ai reacționat și cum ai făcut lucrul acesta? La ce te-ai gândit în momentul respectiv? Cum ai... Asigur, a fost un moment destul de neplăcut. Noi tocmai avuseserăm un consiliu profesoral secundat de un consiliu de administrație în care stabilisem componența Comisiei pentru simularea examenului național de bacalaureat. Deciziile erau deja făcute, le distribuisem. Mai erau 2 săptămâni până la simulare și intrând în linie dreaptă am discutat toate lucrurile, totul era pus la punct pentru ca în seara aceleiași zile să aflăm că școlile se vor închide, mă rog, cursurile vor fi suspendate până la 22 martie cu posibilitatea de prelungire. În momentul acela n-am știut la ce să ne așteptăm. Nimeni, cred, nu și-ar fi putut imagina că va fi atât de amplă măsura și că lucrurile vor ajunge aici. Au fost zile și pentru mine, recunosc, încă sunt zile de acomodare, de procesare. E greu să acceptăm ceea ce se întâmplă și să ne schimbăm ritmul, pasul, cadența vieții. Pe de altă parte, în momentul în care am fost anunțați pe canalele oficiale, am luat un set de prime măsuri. Sigur, i-am anunțat pe elevi, i-am anunțat pe părinți. Pentru noi, legătura cu familia e foarte importantă. Un lucru foarte important. Da, noi credem că școala este o alungire sau o prelungire a educației pe care copilul ar trebui să o primească în familie. Și le spunem tuturor părinților care vin înspre noi cu copiilor înainte de a intra la liceu că așteptăm ca ei să se implice în mod activ în tot ceea ce înseamnă educație. Și atunci ne-am și vorbit între noi să ținem legătura, să vedem ce se va întâmpla. Comunicăm și pe WhatsApp și în sfârșit telefonic. Lucrurile sunt în momentul ăsta unde sunt. Nu ne mai putem vedea cu ceilalți colegi ai mei în persoană, dar suntem foarte apropiați, ținem în permanență legătura online. Bun. Ai pronunțat cu elevii la fel. Ai pronunțat cuvântul cheie din seara aceasta și inclusiv noi suntem online în această emisiune, ne folosim de tehnologia care a ajuns la nivelul la care a ajuns și cu ocazia acestei crize, practic, și tu ca lider într-o instituție de învățământ liceală și ceilalți profesori, inclusiv elevii din mediul preuniversitar, au fost puși sau sunt puși față în față cu o nouă metodă de predare, de învățare și anume învățarea de la distanță folosind tehnologia online. Bun, ca să fac un mic istoric, învățământul la distanță nu este o chestie foarte nouă, stimați prieteni. El se folosește de foarte mulți ani. Inclusiv eu, când eram student, mi-aduc aminte că făceam cursuri online cu câteva cu universități la vremea respectivă din Statele Unite. Era metoda noastră de a comunica. Practic, citeam informația de pe internet, dădeam examene de pe internet, dar era practic, această metodă era... În învățământul superior. Pentru studiile superioare. Se folosește în continuare la scală largă și de aia și spune Open Distance Learning, da? În care practic învățământ deschis la distanță, adică practic profesorul stă la el acasă sau la birou și își predă cursul, restul elevilor fiecare la el acasă sau chiar dacă este la servicii și ia un timp într-o sală de ședințe, stă și urmărește un anumit curs și interacționează virtual cu ceilalți colegi și cu profesorul. Bun. Am trecut peste faza aceasta, s-a dezvoltat. Sunt foarte multe platforme care fac lucrul acesta. Mai mult, în zona corporatistă și nu numai, firmele mari își folosesc, să spunem, resursele pentru a investi în această metodă de învățare. În momentul în care ajungi să lucrezi într-o companie, întotdeauna va trebui să înveți ceva nou. Și pentru treaba aceasta e nevoie de cineva să vină să învețe, să predea. Și mai mult, dacă firma este împărțită
pe mai multe regiuni, mai multe orașe, e greu să-i aduci pe toți oamenii în același loc. Și atunci învățământul la distanță, învățământul online este... Era o soluție. Este o soluție. E, acum ne întoarcem și îți spun asta și în calitatea de părinte. Tu ai o dublă calitate în seara aceasta. Cum vezi tu lucrul acesta? Cum ai primit tu acest mesaj, să zicem, încurajator că vei putea, sau că liceul va putea merge mai departe? Dacă ai avut reacții din partea colegilor profesori, reacții din partea elevilor, cam cum crezi că a fost primită această veste? Da. Pentru preuniversitar, cel puțin în România, este o premieră oarecum. Adică sunt anumite școli care au folosit asemenea metode sau servicii pe scară mai restrânsă, însă la nivel național e o premieră. Eu vreau să apreciez, în primul rând, efortul pe care autoritățile române îl fac. Apreciez faptul că toate resorturile de competență, dar în special Ministerul Educației și Cercetării, s-a implicat la maximum în ultimele, să spunem, zile, săptămână. Un timp foarte scurt. S-a mobilizat foarte scurt. Au fost mai multe persoane care au muncit efectiv 24 de ore din 24 pentru a găsi soluții, pentru a lua legătura cu anumite firme, ONG-uri, pentru a mobiliza, pentru... Deci a fost un efort uriaș. E adevărat, pe toți ne-a luat prin surprindere și n-aș vrea să fim prea critici la adresa autorităților. Există și tendința asta, că nu s-a făcut destul sau... Credeți-mă că vorbesc ca un om din cadrul sistemului. La minister s-a muncit enorm de mult și se muncește. Că mai sunt și neajunsuri ori fi, dar s-au făcut pași mulți și repezi într-un timp foarte scurt. Acum, asta odată fiind spusă, trebuie să punctez două sau trei lucruri puțin mai delicate cu privire la randamentul online. În primul rând, fiindcă e ceva nou, e, spuneam, o premieră, școlile din preuniversitar, când spun școli, mă refer la profesori și la elevi, exact, nu au obișnuința, nu au exercițiul și lucrul ăsta se simte. Se simte și la noi, la profesori, că deși, în sfârșit, tehnic, ne descurcăm. Până la urmă, asta e. Am deschis laptopul, ne-am adus aminte ce am învățat la cursurile de formare. Unii dintre noi care suntem un pic mai, să zicem, la zi cu tehnologia, am făcut-o într-un mod oarecum natural. Dar nu e ceva ce am făcut tot timpul și atunci greu se urnește treaba asta. Pe de altă parte, noi trebuie să nu uităm contextul românesc al elevilor noștri. Cineva spunea că problemele ar putea să apară undeva la țară, în zona rurală, unde nu există acces la internet sau copiii nu au toți calculatoare sau telefoane sau tablete și unde nici profesorii nu sunt atât de instruiți. Exact. Vreau să vă spun că și în București poate apărea problema aceasta. Pentru că în realitate, dacă copiilor li s-a dat drumul și nu mai vin la școală, degeaba spunem noi că nu e vacanță, că noi așa le-am spus și le spunem, copiii, nu e vacanță, nu ne mai putem întâlni. Ca să-și rezolve problemele, pentru că mulți dintre părinți amândoi muncesc și n-au avut cum, chiar dacă acum s-a dat lege, tot nu, n-au cum să facă treaba asta, atunci mulți au dus pe copii la bunici. Eu știu o mulțime de cazuri. Copiii sunt la bunici, la țară, nu știu unde, în județul nu știu care, am eu o vorbă cu cuieții din deal, nu au internet și nici nu au posibilități să se conecteze sau să fie la timp, pentru că, poate că o să vorbim și despre asta, noi avem anumite ore, anumite intervale stabilite când ne dăm întâlnire, un orar, nu chiar ca, ăsta e adevărul, nu chiar ca cel de la școală, la punct așa, dar ne întâlnim, predăm, le dăm teme, discutăm cu ei, adică îi ținem cumva în priză. Nu toți pot face asta și atenție, nici măcar la nivelul elevilor care locuiesc în București. Un al treilea punct sensibil pe care am văzut că nu multă lume ia în considerare este cât de sănătos
pentru sănătatea copilor noștri este să petreacă 5 sau 6 ore cel puțin pe zi în fața calculatoarelor sau a ecranelor cu lumină albastră, fie că sunt telefoane sau tablete. Adică noi înainte le luam tabletele și telefoanele, știți? Chiar zicea cineva, am trăit să o văd și pe asta, treci la teme în fața calculatorului sau în sfârșit. Noi, pentru că studiile de specialitate, studiile clinice arată că nu este indicat pentru modul în care conexiunile neuronale ale creierului se formează la vârsta lor, nu este indicat să fie expuși la ecran atâta vreme. Ori noi acum ce facem? Prin toate mijloacele, și predarea, și evaluarea, și cititul, și toate lucrurile astea se consumă în fața ecranului. Bineînțeles că pe lângă toate acestea, ei sunt tornici, fiind într-un fel de vacanță, deși nu e vacanță, automat fiind acasă și neavând voie să iasă, că noi nu îi lăsăm să iasă afară, cei puțin pe ai noștri, să nu se expună, se joacă pe calculator, pe telefon, pe tablet, adică pe lângă, și vorbim de circa 7-8 ore cel puțin pe zi pe care ei ar trebui să-l petreacă în fața ecranelor. Deci iată, pe de o parte, lipsa de exercițiu a întregului sistem preuniversitar în a folosi aceste mijloace, pe de altă parte, lipsa de putință sau de posibilitate a multora dintre elevi de a se conforma din vari motive, și trei, sănătatea care e discutabilă, sănătatea elevilor, copiilor care stau în fața ecranului atâta timp. Așa, ca într-o paranteză și cu asta închei, un minus, hai să spunem, în modul în care s-a procedat pe cale ierarhică, repet, eu apreciez foarte mult eforturile ministerului, însă avem aici încă un element surpriză. Inițial ni s-a spus că această continuare cumva a învățării online este doar așa, ca să nu uite copiii că sunt totuși în cursul anului școlar și că orele vor fi recuperate ulterior. Acum, în ultimele câteva zile, a trebuit să dăm niște informări cum se face, ce se face, câți copii sunt implicați, ce predau profesorii, ce platforme folosesc, ca și cum asta e, adică asta așa e școala. Fiindcă mulți dintre colegii mei n-au știut treaba asta, nu că nu s-au implicat, dar vă dați seama, nu s-au gândit că li se va cere cumva socoteală la virgulă, exact cum au predat, ce au predat. Și aici pot apărea probleme. Bun, deci clar, ai observat o reticență și din partea colegilor și din partea elevilor, că până la urmă și tehnologia aceasta are limitele ei. Pare că poate să atingă, să spunem, up to the sky, cum spunem în engleză, deci practic fără nicio limită, dar până la urmă și tehnologia asta e limitată de posibilitățile noastre umane. Vă dați seama, gândiți-vă că un copil nu poate sta mai mult de un anumit timp. Fiecare cum poate? Bun, el poate, dar nu-i sănătos. Când zic poate, în sensul că nu este, da, exact. Nu este sănătos, într-adevăr, și nu-i face bine în viitorul apropiat și nici lui, și apoi generează alte probleme mai târziu. Vreau să mergem puțin mai departe. Deci ăsta este contextul, ați început deja să folosiți sistemele, probabil vă veți perfecționa. Nu avem încotro, Cătălin. E o metodă, să spunem, eu o numesc o metodă de avarie, deși înțeleg utilitatea, așa cum ai spus și tu, micșorează cumva distanțele. Uite, în vremea asta e foarte bună. Dar eu aș vrea să cred că este o metodă de avarie și că nu va trebui să reconfigurăm învățământul ca să facem asta. Bun, o mare parte din ceea ce înseamnă educație reprezintă transmiterea de cunoștințe conform diverselor materii pe care un elev de liceu, în cazul tău, le studiază. Dar mai mult este și transmiterea unor
principii de viață, ceea ce îi spuneai puțin mai devreme. Da. Și astea de obicei le faci atunci când stai față în față cu oamenii. Există ora de dirigenție, de exemplu. Da, și interacțiunea. Interacțiunea. Câteodată tu știi ca profesor că elevul sau, să spunem, preșcolarul, dacă e vorba de grădiniță, elevul de liceu, elevul de școală generală, e și el o ființă umană ca și noi, deși un copil este o ființă umană care poate să sufere, poate să se bucure, are problemele, nevoile lui, și atunci tu ca profesor ai această capacitate de a citi reacțiile unui copil și a interveni și tu poți să-ți dai seama că un elev nu este atent, că ceva îl deranjează, că e o problemă. Așa se face formarea, de fapt. E, cum crezi tu că această distanțare, ecran, elev, ecran, profesor, mai poate aduce această interacțiune de la om la om? Acum vorbim, elevul, profesorul, amândoi sunt oameni. Crezi că e o limitare a acestei interacțiuni? Categoric, în sensul că, repet, ca soluție de avarie și de conjunctură în care asta este, trebuie să facem cumva ceva, ea funcționează sau, mă rog, suplinește până la un punct. Dar așa cum nici în cazul bisericilor sau, hai să spunem, a închinării bisericii online nu poate înlocui părtășia, comuniunea vie a mădularelor sau a membrilor trupului lui Hristos, tot așa, pentru că e vorba de relație, tot așa în învățământ online nu poate înlocui acea interacțiune formativă, educativă dintre dascăl și copil. Educația înseamnă mai mult decât livrare de cunoștințe. Educație înseamnă mai mult decât servicii educaționale. Educație înseamnă mai mult decât, știu eu, prezentarea unor realități sau unor adevăruri și eventual evaluarea lor sau reținerii lor. Educație înseamnă această implicare, cum și tu spuneai, personală, intimă, la nivelul ființei. Ori asta online-ul nu o poate face, decât dacă există și posibilitatea să te vezi pe viu, face-to-face, da? Față-înfață. Atunci, da, online-ul poate completa. Alminteri, nu. Deci, ca atare, îl considerăm în ca un, ca un tool de avarie, cum ai spus și tu, practic o unealtă de care ne folosim pentru o perioadă, sperăm să fie cât, o perioadă cât mai scurtă. Vă spun din experiența proprie de acasă, în momentul când începe ora 9, fetița noastră ne reduce la tăcere, între timp și eu sunt tot cu birou acasă în acest moment, deci practic în aceeași casă, în același apartament, unul face școală, altcineva face mâncare și alte probleme cadnice și asta e soția mea, și eu îmi rezolv problemele de servici. Practic, ne-am adunat toți în același spațiu și încercăm să nu ne deranjăm unul pe alții. Vreau să mai vorbim despre un caz pe care l-am întâlnit astăzi pe internet, și anume părinți care reclamă această metodă. De ce? Din dorința de a-și proteja copiii de conținut online, care tu știi că conținutul online poate să fie atât de util pe de o parte, dar și foarte nociv pe de altă parte. Există chiar cursuri pe care învață pe părinți cum să-și protejeze copiii de tot ce înseamnă conținut online nociv. În internet, practic, găsești orice. Lucruri bune, dar și foarte multe lucruri rele. În momentul de față, când s-a dat ordinul că copiii să stea acasă și s-a oferit alternativa de a face cursuri online, unii părinți au fost mai reticenți, dar chiar strict, și în care au refuzat și au transmis școlilor, profesorilor. Am văzut cazuri reale în care au spus: noi nu facem treaba aceasta, pentru că copilul nostru de clasa a doua, îți dau un exemplu, nu are acces la telefon smart, deci nu smartphone, nu are acces la laptop, și la televizor are acces, are program de la ora de la ora de. Acum, practic, nu va sta niciun părinte în aceeași clasă virtuală, vorbesc, în momentul în care fetița noastră intră la ora virtuală, noi suntem liniștiți, încercăm să nu deranjăm și mai mult nici să nu ne plimbăm prin fața ei sau pe lângă ea, pentru că camera video fiind pornită, folosește Zoom, by the way, ca să spun, atunci
Cu siguranță ceilalți colegi și profesori ne vede și pe noi în casă. Încercăm să o protejăm. Vă dați seama, sunt părinți care au zis nu. Eu nu vreau să fac treaba asta. Ce sfat le dai ca părinte pe de-o parte? Ai și copil la liceu, ai și copil la școala gimnazială, nu? Și copil la primară. Și la primară. Deci, practic, tu ai tot ce înseamnă preuniversitar în momentul de față. Ce sfat le dai acestor părinți? Da, acum trebuie păstrat un echilibru în toate lucrurile. Cu siguranță situația în care noi ne aflăm în prezent nu este ceva ce ne-am dorit sau am planificat și în situații excepționale și măsurile sunt excepționale. Adică nu vorbim despre o situație normală, de regulă, vorbim despre o situație cu totul excepțională în care trebuie cumva să compensăm, să suplinim cât de cât puțin ceea ce este nevoie în cazul acesta școala și învățarea. Deci, pe de o parte, i-aș sfătui să păstreze echilibrul și să nu fie prea habodnici, să spunem așa. Adică să... Și noi avem principii foarte clare din punctul ăsta de vedere, dar ele funcționează în condiții de normalitate. În asemenea condiții, trebuie făcut undeva un compromis în sensul bun al cuvântului. Și compromisul, că vorbeam de echilibru, este supravegherea copilului în linii mari, acum când el este conectat pe internet, pe platforma respectivă de învățare, nu poate să facă alte lucruri, că este acolo, în clasă, sau conectat și trebuie să fie atent. De aceea, înainte și după, el sigur poate fi supravegheat mai îndeaproape, să nu acceseze anumite lucruri care nu i-ar face bine. Se pot instala și programe de blocare a conținuturilor, să spunem, explicite sexual sau care sunt clasificate cu 18+. Dar, și nu numai 18+. În funcție de vârsta copilului există niște clasificări până la 12 cu acordul părinților. În sfârșit, diferă clasificările în România față de Statele Unite, dar poți seta și există programe care unele sunt chiar gratuite. Poți să setezi acești parametri. Să spui, da, nu vreau să vadă nimic, să îi se deschide nimic ce nu e adecvat pentru peste 12 ani. Pot seta timpul de folosire a calculatorului. Asta dacă copilul are un dispozitiv personal. Dar spuneai tu că sunteți cu birou și cu toți acasă. Asta e încă o problemă de care n-am amintit mai devreme. Sunt case, sunt gospodării, familii, hai să le numim așa, în care există un singur calculator, un singur laptop sau cel mult două. Da, copiii se pot conecta și pe telefon, dar cam au nevoie de laptop. Acum, dacă și mama, și tata, și toți trebuie să folosească același, sigur că apare o problemă. Însă, eu cred că păstrarea echilibrului este esențială. Acum avem, dacă pot spune așa într-o paranteză, și cazuri excepționale la excepționale. Sunt anumiți copii care din pricina unor situații medicale nici măcar nu au voie să privească prea mult ecranul. O anumită secvență de culori sau de o anumită dinamică a mișcării imaginii pot să le producă leziuni, pot să declanșeze anumite reacții care să le facă rău și trebuie să ne gândim și la ei. Bine, ei sunt puțin la număr, dar poate să existe și un asemenea caz, când cineva nu poate sta în fața unui ecran din condiții medicale sau din cauza unei situații medicale. Trebuie avut și asta în vedere. Știi că în mediul guvernamental, în agențiile guvernamentale, există un spor de calculator. Știu cred că și profesorii ar trebui să aibă sporul acesta. Există un spor de calculator, există și un spor de supra-solicitare psihică sau nervoasă, pe care unii dintre colegii mei numesc spor de nebunie. În sensul că după niște ani în învățământ ți se cam tocesc o parte din nervi și... Știu, pentru că și copiii din ziua de astăzi, cu toți observăm treaba asta, nu mai sunt ca cei din generația noastră. Cred că fiecare generație spune același lucru la vremea, la vremea ei. Așa au zis și părinții noștri despre noi și noi spunem despre copiii noștri că
totul e diferit de față. Da. Cum credeam noi că va fi? Acum ce vreau să spun, că dacă se uită oamenii la noi, vreau să subliniez lucrul ăsta. Nu aș demoniza tehnologia, cu atât mai mult în situația în care ne aflăm. Iată, soluție de avarie sau nu, ne putem folosi de tehnologie, ne putem folosi de tot ceea ce înseamnă conexiune, internet, online, să încercăm să suplinim puțin lucrurile în această perioadă. Până și bisericile acum încearcă cumva să țină legătura prin tehnologie, pentru că nu se mai pot întâlni. Deci există și o parte foarte bună, de aceea zic, n-ar trebui demonizată tehnologia, nu-i bună, nu. Sigur că trebuie cu grijă, cu atenție, cu echilibru, dar nu aș vrea ca cineva să creadă, nu-i bună tehnologia. Este foarte bună pentru că, iată, ne ajută să rezolvăm niște probleme. Ai menționat biserica și văd că ai deschis deja Sfânta Scriptură pe pupitul tău. Vreau să spun cum a trecut pe această problemă a comunicării, a părtășii cu credincioșii în biserica pe care tu o frecventezi și chiar pe care, la care ești și pastor. Da, e o întrebare bună. Acum, noi credem că biserica este o a doua școală și școala trebuie să fie o a doua biserică. Asta e deviza noastră. De rămânem în același cadru, da. Educație. De asta și prelegerile acelea Didasco despre care noi vorbeam și îți mulțumesc pentru ajutorul tău de până acum și în continuare. Asta își propun, să îngemâneze cumva amvonul și catedra și să facă din biserică o școală și din școală o biserică. Noi am discutat, noi suntem o biserică mai mică, nu suntem o biserică foarte numeroasă ca membri, dar suntem o biserică vie și ținem foarte mult unii la alții. Ținem și la sănătatea și la viața noastră, dar ținem și la părtășie. Principiul nostru ca și biserică și al nostru ca și pastor, fratele Bochean ca și pastor coordonator, eu ca pastor asociat și ceilalți din echipa de slujire, este că biserica, deși are o pronunțată dimensiune spirituală, ea are și o foarte importantă dimensiune vizibilă sau concretă. În doar câteva cuvinte vreau să spun ca să motivez opțiunea noastră. Am văzut pe rețelele de socializare și acum internetul e plin de vari opinii. Nu vreau să critic opinia nimănui, eu doar spun cum gândim noi. O eclesiologie care accentuează doar spiritualitatea sau partea, să spunem, nevăzută a bisericii, la fel cum o eclesiologie care accentuează doar partea văzută a bisericii, cred că amândouă au probleme. Sunt cumva revizuibile, dar ar putea fi revizuite. Noi, plecând de la, să spunem așa, antropologie, și după aceea să ajungem la eclesiologie, că biserica e tot un trup, dar nu e. Noi ca oameni nu suntem trupul nostru, dar trupul nostru este o parte, sau ceea ce e vizibil, concret din noi, e o parte foarte importantă a ființei noastre și a identității noastre. Dacă trupul nostru este, știu eu, afectat, dezmembrat, nu înseamnă că nu mai suntem persoane sau ființe. Dar identitatea noastră este, într-adevăr, afectată. Și la fel este și cu biserica. Biserica, pentru a fi biserică, nu are nevoie neapărat de o clădire și cu siguranță nu constă doar în întâlnirea publică sau în serviciul public obișnuit de peste săptămână sau de duminică. Hai să spunem așa, în serviciul liturgic. Dar nici nu putem spune că biserica poate să trăiască în condiții normale doar așa, duhovnicește, în duh, fiind unită în rugăciune. Ea are nevoie și de expresia concretă, vizibilă, trupească, liturgică, de comuniune personală și intimă, apropiată dintre membrii ei, dintre mădularele ei. Altfel, există probleme. Și toate astea pe noi ne-au făcut să
facem tot ce ne stă în putință pentru a păstra cât de cât o legătură vie. Cât nu s-a interzis strângerea în spații închise, am mers cu cei care au vrut să vină, până în 50 de persoane, am ținut slujbele. Acum nu mai putem face lucrul acesta, dar împreună cu pastorul Bochean, împreună cu alți membri ai echipei noastre de slujire, mergem 1, 2, 3 și înregistrăm sau, mă rog, filmăm în cadrul, să spunem, mai solemn de biserică mesajul, punem cântări prin transmisia pe care o facem, ceilalți sunt acasă, îi încurajăm să stea acasă, să se protejeze. Dar punem cântări din arhivă, că nu mai aducem formația muzicală sau cor sau așa. Însă noi, 1-2, cât suntem, ne socotim ca și cei din forțele publice, de ordine, ca și medicii în prima linie, ca slujitori ai lui Dumnezeu și mergem, spunem câteva cuvinte de încurajare, invităm pe oameni la rugăciune, înregistrăm mesajele și le transmitem ca să existe cât de cât această legătură, să spunem, pe viu sau vie, chiar dacă mijlocită de internet. Ai simțit o nevoie mai mare a credincioșilor de a fi împreună în zilele acestea, în sensul de a comunica unii cu alții, de a transmite cel puțin un mesaj pe WhatsApp sau pe Facebook sau cum faci lucrul acesta, cum comunici ținând cont de nevoile și de zvonurile care circulă în mediul online. În fiecare biserică și în biserica pe care eu o frecventez și în alte, practic în toate bisericile din România, în comunitățile creștine, există și categorii de vârstă mai puțin avantajate în zilele acestea. Bătrâni care au nevoie de ajutor, mai mult oameni care stau mai mult acum în fața televizorului și sunt tentați să creadă cam tot ce se mișcă în zona asta online. Cum comunici cu ei? Cum face tu ca pastor acum, practic, apelezi la natura ta, cea de-a doua natura ta, cea de păstor de suflete. Cum faci lucrul acesta? Cum comunici? Cum îi ții pe oamenii apropiați? Da, trebuie din capul locului spus că și noi învățăm să facem lucrul acesta și când spun noi, mă refer la echipa de slujire din Biserica Emanuel. Noi suntem doi pastori, dar suntem mai mulți prezbiteri, diaconi și noi și înainte am ținut și ținem foarte strâns legătura între noi, vorbim, avem grupul nostru de WhatsApp, ne dăm telefoane, ne întâlnim constant, adică noi oricum comunicam și înainte. În fața provocărilor actuale am strâns rândurile, dar și noi învățăm, și pentru noi este o situație nouă. Pot să-ți spun concret două, trei lucruri pe care le-am făcut. Pastorul Bochean a făcut un grup de WhatsApp cu absolut toți credincioșii pe care îi avea în agenda telefonului și, mă rog, i-am avut noi. Și în felul acesta postăm anumite anunțuri, cereri de rugăciune, dacă cineva are nevoie să fie ajutat, poate să scrie acolo. Cu tot ceea ce presupune WhatsApp-ul, acum uneori e deranjant că scrie unul ceva și încă 10 tâng 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 dau lucruri. Telefonul da. Abundă în mesaj. Însă asta este, nu avem prea multe soluții. Un alt lucru pe care l-am făcut este că o parte dintre diaconii noștri au înțeles să se ducă la persoanele în vârstă din biserică, la seniorii noștri, să-i numim așa, să-i cerceteze acasă, să vadă dacă au cumva nevoie de ajutor. Sigur că spiritual, noi întotdeauna am căutat să le ducem cina Domnului, să facem o rugăciune, să îi vizităm, dar acum chiar poate e nevoie de un pic mai mult, de cumpărături. Sau... de stic, de necesitate. Da. Nici nu vrem să expunem. Vreau să spun foarte clar că noi chiar ținem cont de ceea ce spun autoritățile și învățăm pe oameni să nu se expună, să practice igiena aceasta foarte importantă. Îi învățăm pe oameni să aibă grijă de ceilalți și de ei, dar și de ceilalți, pentru că înțelegem că asta înseamnă să fii o mărturie și un bun creștin. Dar
pe de o parte nu vrem să expunem pe bătrâni, pe de alta nu avem cum să îi lăsăm de izbeliște și atunci îi căutăm în felul acesta. Ceea ce încercăm noi să facem, repet, învățăm, n-am mai fost niciodată pus în situația aceasta și îți mărturisesc că și pastorul Buchean și eu și ceilalți colegi am avut procese de conștiință când s-a pus problema să spunem, da, anulăm întâlnirile publice. Parcă ne-a luat cineva o mână, un picior. Pastor sau un preot, cu mare greu poate să spună lucrul acesta. Da. Nu. Și este o situație în care n-am fi vrut să fim puși vreodată. Dar și asta este, repet, o situație de avarie și cât se poate, nu vin credincioși și asta este, mergem noi câte 1-2 și înregistrăm, transmitem live 1-2 acolo. Da, pentru că iară suntem în domeniul tehnologiei și oamenii au nevoie de păstorire, oamenii au nevoie de comunicare. Au nevoie de a simți dragostea celor din jur. Oamenii au nevoie de informații corecte și nu știri false. Și din cauza aceasta, primii la care se gândesc atunci când au nevoie de ceva, bineînțeles că se gândesc la conducătorii bisericii. Fie că sunt preoți, fie că sunt pastori, fie că sunt diaconi și alt tip de slujitori, pentru că au încredere și voi ca cei care oferiți hrană spirituală în fiecare duminică lucrul acesta, oamenii știu că ce vine de la voi cu siguranță este ceva cu care se pot, în care se pot încrede. Bun, ai vorbit despre autorități și ai vrea să ne apropiem de încheiere, mai avem câteva minute. Înainte de încheiere, aș vrea să tratăm puțin și despre relația cu autoritățile. Ai văzut și tu și probabil ai primit multe zvonuri false. Sunt tot felul de atitudini în fața de această, să spunem, situație de urgență. Cum interpretezi tu dat cezarului, cei al cezarului și lui Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu în această situație în care ne avem? Este o situație de criză. E necesar pentru mine sau pentru cineva de la tine din biserică, unul dintre elevii tăi, unul dintre colegii tăi profesori, să se supună acestor, să spunem, situații de limitare a libertății de mișcare. Se vorbește foarte mult acum de distanța socială, social distance. Ce părere ai? E creștinește sau, practic, putem spune că suntem prigoniți și noi trebuie să luptăm, să scoatem sabia dacă se poate. Ce părere ai? Cred că și aici este nevoie pe de o parte de echilibru și pe de altă parte de discernământ. Ele două merg mână în mână, echilibru și discernământ spiritual. Echilibru și spiritual, dacă când folosesc cuvântul echilibru, mă gândesc mai mult la partea aceasta, hai să spunem, socială, culturală. Când spun discernământ, mă refer la partea spirituală cu precădere. Autoritățile sunt așezate de Dumnezeu, stăpânirile. Stăpânirile ca lumea întreagă sunt căzute, sunt decăzute, ca și noi, ca fiecare, dar sunt răscumpărabile. Sunt într-un plan al lui Dumnezeu în care sunt îngăduite cu un anumit scop de Dumnezeu și au nădejdea că, la fel ca și întreaga creație, ele pot fi răscumpărate. De aceea este nevoie să nu uităm ca și creștini această viziune pneumatică sau pneumatologică a lumii. Lumea nu e făcută pentru a fi aruncată la coș. Stăpânirile nu există ca un rău necesar. Toate acestea sunt așezate într-un plan gândit și atent al lui Dumnezeu. Biblia poruncește supunerea față de autorități, mai ales atunci când e vorba de binele, de o rânduială pe care aceste autorități trebuie să o facă. Echilibru constă în a ști când autoritățile sau stăpânirile lucrează spre binele comun și când ele devin abuzive, încălcând drepturi fundamentale, chiar și spirituale sau religioase, caz în care biserica trebuie să fie un glas profetic și să spună adevărul puterii fără să se sfiască. Deci echilibrul în asta constă. Pe de altă parte,
și autoritățile și noi, fiecare, dorim binele celuilalt, binele aproapelui. Aici exact. Ne întâlnim ca și demers. Autoritățile, pentru că e răspunderea lor să facă asta, creștinii, sau hai să spunem cetățenii care sunt creștini, mărturisesc că sunt creștini, din dragoste față de aproape. Și atunci a îl iubi pe aproapele tău, a nu-l pune în pericol, a nu-i periclita viața, presupune să faci ceea ce este necesar. În cazul acesta, oarecare, cum o numești, cum o, se numește ea și cum o numești acum, distanțare socială. Sigur că echilibru constă în a nu lăsa ca această distanțare socială să devină o regresie socială. Sau, mai degrabă, aș spune eu, o recesiune, că vorbim despre recesiune economică, o recesiune socială. O foarte bună prietenă a scris zilele trecute un articol exact pe tema asta a recesiunii sociale, în care omenirea este pusă în pericol. Adică noi ne gândim la recesiune economică, o să fie efecte economice, o să fie, dar ne gândim la recesiunea socială. Discernământul spiritual, de cealaltă parte, este ceva ce ține de rostul pe care nu doar creștinul, ci comunitatea credinței, părtășia sfinților, biserica îl are în lume și în societate. Concret, asta poate însemna că da, pentru o perioadă nu se întâlnește ca să nu pună în pericol viața celorlalți, dar pe termen, să spunem, mediu și lung, biserica a înțeles că dacă trebuie, trebuie să fie de sacrificiu, trebuie să fie de jertfă. Creștinii au înțeles că s-ar putea să vină un moment când să își riște viața pentru a iubi, a îngriji, a le purta de grijă semenilor și chiar pentru a se întâlni ca și biserică. Aici trebuie discernământ. Există multă bravură, oameni exact. Care spun, nu, domnule, pe noi ne interesează și dacă ne infectăm. Nu este înțelepțește să faci așa. Pe de cealaltă parte, nu trebuie să cădem nici într-o resemnare de lăsare în care e bine și așa. Noi trebuie să știm că e o situație și să simțim asta, că este o situație excepțională, o situație de criză, o zi, două, trei, o lună, cât este, după care lucrurile trebuie să revină la normal și normalul înseamnă ca biserica să se întâlnească, ca noi să putem să avem relații apropiate unii cu alții, nici de cum lucrurile să se permanentizeze în felul acesta. Și aici e vorba de discernământ. Mă așteptam la răspunsul acesta și îți mulțumesc că încă o dată ai menționat lucrul acesta, pentru că trebuie să fim înțelepți și să ne uităm nu numai la binele nostru, ci și la celor din jurul nostru. Înainte de a încheia, aș vrea să te adresezi către prietenii noștri care ne ascultă. O încurajare, poți să citești și din Sfânta Scriptură, inima ta de păstor, cu siguranță are ceva de spus ca o încurajare pentru cei din prietenii noștri, cei care sunt alături de noi. În zilele acestea este nevoie de multă vorbă bună, de o voce caldă și mai mult, de un mesaj care să ne dea nădejde aceea că suntem în mâna lui Dumnezeu. Unul dintre textele biblice care pe mine m-a încurajat foarte mult în zilele acestea și care ține pe de o parte de viziunea și de planul lui Dumnezeu de a răscumpăra și de a noi întreaga creație, și pe de altă parte de situația de criză, de suferință în care omenirea se află, este cel din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani, capitolul 8, începând cu versetul 19. Sigur că îl putem aminti și pe 18, unde spune, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie apuse de slava viitoare. Dar voi începe citirea de la 19 și până la 27. Foarte pe scurt, în două, trei cuvinte, vreau să le spun celor care ne urmăresc despre ce e vorba în text. E vorba pe de o parte că firea sau creația lui Dumnezeu suspină și așteaptă răscumpărarea ei, a trupului și descoperirea slavei fiilor lui Dumnezeu. Și în același timp este vorba de faptul că Duhul lui Dumnezeu
Și atunci când noi nu știm cum să ne rugăm, și eu cred că mulți dintre noi suntem în această situație, nu știm poate cum să ne formulăm rugăciunea, ce să-i cerem lui Dumnezeu în contextul acesta, Duhul lui Dumnezeu este Cel care mijlocește pentru sfinți, pentru voia lui Dumnezeu. Cu permisiunea ta am să citesc textul acesta. Deci Romani 8 de la 19 începând. De asemenea și firea sau creația așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci creația a fost supusă deșertăciunii, ceea ce înseamnă putrezirii, principiul entropiei, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă. Și aici trebuie să știm că e speranță, trebuie să nu ne pierdem speranța. Cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită sau răscumpărată din robia stricăciunii, ca să aibă parte de libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată creația suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, ci și noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Apropo de corporalitate. Căci în speranța sau în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde. Pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui. Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Acasă, în sfârșit, acolo unde suntem, răbdare. Așteptăm cu răbdare. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Amin. Amin. Mulțumesc foarte mult pentru această încurajare. Stimați prieteni, cu permisiunea dumneavoastră, vreau să mulțumesc invitatului nostru din seara aceasta, Ciprian. Eu mulțumesc. Ne-ai încălzit inimile. Cu siguranță mesajul tău a trecut dincolo de studioul nostru și îți mulțumesc pentru încurajarea pe care ne-ai avut și mai mult pentru lămuririle pe care le-ai adus în ceea ce privește educația. Stimați prieteni, cu acest mesaj vă mulțumesc și eu, Cătălin Vasile, pentru că și astăzi seara ați stat cu noi, ați ascultat discuția noastră, ați fost părtași cu noi. Vă mulțumesc pentru faptul că vă și rugați pentru noi și mai mult vă invităm și mâine seara la o nouă ediție, începând cu ora 20. Invitații vor fi doi mâine seara, vorbind despre doamna doctor Daniela Mareș și pastorul Daniel Mareș, o familie deosebită care ne va ajuta mâine seara să înțelegem din punct de vedere medical și apoi despre ce putem face practic în momentele acestea de criză. Vă mulțumesc și fiți binecuvântați. Vă doresc o seară minunată!